Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Dacă îți sărbătorești ziua de naștere pe 7 mai, caracterul tradițional al taurului și caracterul antreprenorial al cifrei 7 sunt combinate. Pe de-o parte, ești un intelectual care caută adevărul și posedă înțelepciune născută și, pe de altă parte, un mistic și un ocultist. Imaginația creativă este forțată deoarece ai toate calitățile unui artist autentic. Înțelegi alții oameni într-un mod uimitor și poți avea abilități telepatice, datorită cărora te poți acorda emoțiilor altora. Tu diferi de alți oameni prin devotamentul excepțional. Poți da ultimul lucru pentru ceea ce servești, fie o religie, o profesie, o artă sau societate. Deși banii în sine nu te îngrijorează prea mult, tu simți gustul bunurilor materiale și te bucuri de obiectele frumoase care ți înconjoară viața. Poate că datorită faptului că nu cauți să te îmbogățești cu orice preț, adesea banii îți vin sub formă de cadouri, moșteniri sau recompense substanțiale. Uneori obiectivele tale au o conotație religioasă, dar chiar și ateistă te distingi prin devotamentul excepțional față de idealurile tale. Semnul tău zodiacal aparține constelației Taur. Taurul este direct legat de semnele elementului pământ, care se disting prin următoarele calități, blândețe, realism, emoționalitate, încredere. Datorită influenței iubitoare a planetei Venus, te distingi prin vivacitate, distracție și plăcere. Ești prietenoasă și fermecătoare, nu fără dezavantaje, te îndrepți cu ușurință spre extreme, în special în divertisment și plăcere, fiind, de asemenea, vulnerabilă la farmecul vanității. Luminozitatea sentimentelor poate fi transformată din satisfacție într-o exagerare obsesivă a oricărei suferințe. Principalul lucru este ca simțul frumuseții și al prieteniei nu ar trebui să se transforme în extravaganță și exces. Venus, îți de dragoste de viață și capacitatea de a te bucura de lucruri mici, dar există și o parte reversă a monedei, datorită influenței lui Venus, pot suferi de dorința excesivă de plăcere. Din moment ce Venus are o influență foarte puternică, nu va interfera cu învățarea de a te opri din impulsurile tale pentru că orice trăsătură pozitivă se poate transforma într-una negativă, astfel încât dragostea ajunge în gelozie și dorința de distracție în risipă. Guvernatorul tău astral este Venus. Planeta Venus este responsabilă pentru un sentiment confort, precum și de capacitatea de a găti. Această planetă este favorabilă pentru artiști, boemi, Pictor și cei care lucrează cu bani, planeta ta în exil este Pluto. Lui Pluto îi poți mulțumi pentru incapacitatea de a gândi strategic și de a fi generoasă, ești foarte inteligentă, preocupată de întrebările filozofice ale ființei și de căutarea răspunsurilor la ele, dar în același timp poți fi dependentă de misticism și ezoterism, ești creativă, cu o fire artistică cu o organizare mentală foarte fină și sensibilitate dezvoltată. Dragoste de frumos, în special la muzicii, te poate domina, senzualitatea, raportată la patronul tău Venus, îți permite să ai o voce frumoasă și un corp de lux, indiferent de materialul pe care lucrezi, va fi cu siguranță impregnat cu un element de senzualitate, fie în formă, culoare, design, sunet sau cuvinte poți fi prea activă sau predispusă la sacrificiu de sine. În situații dificile, deranjante, ai tendința să fii iritabilă și emoțională. Dar cunoscând această slăbiciune, tu te străduiești să te îmbunătățești și, prin muncă grea, ajungi la o imagine calmă și echilibrată. Te mai distingi prin noblețea interioară și harul care inspiră încrederea în ceilalți. Poți fi extrem de punctuală și exactă în declarațiile și acțiunile tale. Prin natura ești singuratică, preferând confortul și siguranța, decât o societate zgomotoasă. În esență, ești foarte conservatoare în orientarea ta de viață, studiezi cu bună știință vechile tradiții, încercând să le aplice în sfera intereselor tale, indiferent cât de formală sau informală este atitudinea ta față de viață. Ești extrem de sensibilă, păstrând sacre emoțiile tale. Cheia succesului pentru tine este să folosești cu pricepere cele mai bune calități, fără nicio represiune sau opresiune a caracterului, te distingi față de alți nativi din tauri prin astfel de diferențe de natură, loialitate, sensibilitate și realism. Ești una dintre cele mai frumoase femei ale constelației zodiacale caracterizată de o puternică energie sexuală. Deseori devii sufletul petrecerii, fără a pretinde conducerea necondiționată. Cum afectează data de 7 mai soarta ta? Ești senzuală și devotată. O caracteristică unică a ta este devoțiunea uimitoare. Tu te poți preda pe deplin nu numai unei persoane iubite, ci și cauzei care te va atrage. Dedicarea ta unică este o caracteristică cheie. Tu poți sluji cu reverență nu numai omul, ci ar putea fi arta, religia, societatea sau munca. Tu apreciezi confortul în viață, fără să te gândești cum să faci bani. În mod surprinzător, odată cu respingerea obsesiei cu banii, reușești adesea să obții un cadou atât de scump încât nu ar trebui să visezi. Principala ta preocupare este să crești, dar aceasta nu privește cariera ca atare în termeni materiali ci dezvoltarea morală. Muzica poate avea o valoare deosebită pentru tine. Tu ești surprinzător de activă. În situații critice este mai bine să nu te atingă careva, poți fi foarte supărată. Tu știi bine despre slăbiciunea ta și încerci să o înlături prin toate mijloacele, încercând să formeze o imagine a unei persoane reținute și raționale. Tu uimești cu harul sufletului și noblețea unică. O altă trăsătură cheie a ta este punctualitatea, ești exact în timp și în cuvintele tale, fiecare dintre afirmațiile tale este echilibrată și atentă, în esență, ești singuratică pentru că nu tolerezi zgomotul excesiv al mulțimii, ești serioasă, capabilă să oferi multă nu numai copiilor tăi, ci și părinților. Aceasta se referă atât la bani, cât și la comunicarea morală. Tu înveți cu ușurință lucruri noi, renunți cu ușurință la stereotipuri și încerci să le distrugi. Dacă adevărurile comune nu funcționează, le abandonezi instantaneu. Fiind o fire sensibilă, protejezi nu numai sentimentele tale, ci și emoțiile celorlalți. Ar trebui să renunți la suprimarea propriului eu. Dragoste și compatibilitate. În alianță, ești un partener sentimental? blând și grijuliu, dar uneori te poți scufunda în depresie, mai ales dacă simți că eforturile tale rămân fără răspuns. Dacă o relație strânsă se deteriorează, pauza inevitabilă îți poate sparge inima și te vei simți trădată. Cele mai bune uniuni ale tale sunt formate cu alții reprezentanței elementului pământ, respectiv fecioara și capricornul. Toate cele trei sunt stabile, serioase, nu caută relații casual, iubesc plăcerile senzuale și confortul. În același timp, relațiile cu reprezentanții aerului, balanță și gemeni, de regulă, nu se termină bine. Tu fiind mai brutală și mai puternică ești iritată de superficialitatea și detașarea, lipsa de responsabilitatea a unui astfel de partener. Desigur, îți poți găsi fericirea în brațele semnelor de apă ale zodiacului, rac sau pești. Cu toate acestea, ar trebui să fii pregătită pentru schimbări frecvente ale dispoziției și o detașare din partea partenerului, o alianță inconsecventă, dar pasională este posibilă cu scorpionul, vărsători aduc rebeliunea și lenea în viața ta de femeie practică, și în constanța lor vor distruge rapid armonia din pat. După 30 de ani, îți vei fi schimbat prioritățile și opiniile filozofice și, prin urmare, sunt posibile variante ale apropierii tale de semnele de foc, berbecul și leul. Unirea cu berbecul îți poate adăuga o putere de viață dinamică și efervescentă, dar în mare parte se bazează pe sex, nu pe interese comune. O unire implacabilă și egoistă te așteaptă cu leul, dar cea mai rară opțiune este relația cu săgetătorul. Totul este însă posibil. Neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce, locuri de muncă și carieră, poți fi foarte adânc dedicată cauzei vieții tale și de dragul ei poți să sacrifici foarte mult, tu nu cauți bogăție, te bucuri numai de lucruri frumoase, adesea ai câștigi bogăție prin voința destinului, ești extrem de norocoasă în acest sens, creativitatea, dacă nu este o chestiune din viața ta, atunci cu siguranță este un hobby favorit. Dacă ai o natură complexă, mergi mai departe, acordând atenție frumuseții spirituale. Frumusețea ta exterioară nu poate fi ignorată. Ești predispusă la sacrificiu de sine, ești profund emoțională, ai un temperament coleric, dar tu dezvolți imaginea unei femei calme și grijulii. Lupți până în ultima clipă pentru obiectivele tale, mergi către ele indiferent de ce, fără distragere, și cu orice preț atingi dorința, deși uneori este nevoie de multă timp. Poți avea o natură nobilă, subtilă, sublimă, artistică care inspiră pe alții. În vorbire, ești specifică, nu îți plac jumătățile de sugestii, spui imediat ce vrei să spui. Tu preferi să înveți totul singură. Dogmele și cadrele nu îți plac. Sănătate și boli. Baza sănătății este determinată de capacitatea ta de a combina armonios extremele naturitale, capacitatea de a reconcilia argumentele logicii și emoțiilor și, în egală măsură, să acorzi atenție spiritului și fizicului. De obicei, ajungi să înveți complet aceste științe numai la maturitate. Desigur, aceste lucruri necesită efort, care la rândul său, este plin de stres și tulburări cardiace și ale sistemului nervos. După 40 de ani, începi să înțelegi sensul vieții tale și să devii calmă și înțeleaptă în interior. După o jumătate de secol de viață, trebuie să faci mai multe exerciții fizice, fără a uita de dezvoltarea spirituală și studiul filozofiei. Cel mai bun efect liniștitor și relaxant asupra ta o are muzica o dietă echilibrată și apelul la sferele spirituale și religioase au, de asemenea, un efect sănătos asupra corpului, destinul și norocul. Universul te a înzestrat cu abilități extraordinare. Ești predispusă la misticism, ocultism, poți avea talent în literatură, ești un excelent organizator, lider înzestrat cu capacitatea de a anticipa viitorul. Aceste lucruri te ajută să eviți greșelile, planificând lucrurile pentru a obține maximum, fiind întotdeauna în locul potrivit la momentul potrivit. S-ar putea să existe dificultăți în viața de familie. Sarcina ta karmică este să mergi pe calea binelui, să aduci armonie acestei lumi. În caz contrar, luând calea degradării personale, te vei jos în suferință și viață fără bucurie. Sfaturi pentru tine cel mai important lucru pentru natura ta subtilă sunt emoțiile tale, care sunt principala ta comoară și pe care le protejezi sacru de ochi altora. Acceptă-te așa cum ești. Concentrează-te mai puțin asupra trecutului și treci la faza următoare. Nu te lăsa dusă de val atunci când este vorba de idealurile tale. Odihnește-te periodic. Ia-o mai ușor cu cererile găsește o modalitate de a-ți dezvolta propria personalitate, care să nu-ți suprime caracterul și emoționalitatea, făcându-te mai bună și mai perfectă. Concentrează-te pe cele mai bune caracteristicele naturii tale. Ce cadouri ți se potrivesc? O femeie misterioasă și senzuală ca tine este puțin probabil să fie mulțumită de calitatea de membru al unei săli de sport sau de o excursie la o stațiune de schi. Preferând un solar sau un coafor, calitatea și confortul sunt ceea ce meriți cel mai mult, tu preferi cadouri scumpe, deși nu vei afișa dacă le evaluezi mai puțin decât prețuiesc, chiar și un cadou scump în acest caz nu va face toți banii, programul obligatoriu al unui cadou pentru tine include florile și ceva delicios, grozav dacă este făcut cu mâinile celui care dăruiește, dar nu amator poate aproape profesionist. În plus, coniac sau vinul preferat, o cutie de bomboane delicioase, deși există tauri mai modești, care va accepta coniac ca un cadou, cel care îți face cadoul trebuie să rețină că nu distingi prea bine un coniac de altul sau o cutie scumpă de ciocolată, de una frumos colorată și necunoscută luată de la chinezi, decât o focătură, mai bine ceva practic și durabil, tu iubești confortul, astfel încât pernele, păturile, papucii, așternutul bun și tot felul de diferențe care împodobesc și facilitează existența noastră muritoare pot intra în deliciul cadoului tău. Aurul și pietrele reale sunt întotdeauna în favoarea ta. Ambalajele nu trebuie să fie mai puțin elegante decât cadoul. Dacă într-adevăr cineva dorește să-ți ofere un set de produse cosmetice sau o sticlă de parfum, nu este nevoie să se implice în culori strălucitoare și mirosuri dulci, doar culorile pastel și mirosul de prospețime, așa simți tu. Totul este romantic pentru tine, prefer lenjeria de mătase, șampanie și cercei, cu siguranță prețioase. Adesea, chiar și femeile în vârstă colectează jucării moi, în acest caz. Este foarte util ca cel care oferă să se intereseze de hobby-ul tău și de a afla cu atenție cu ce ai vrea să umpli colecția. Dacă ți se dăruiește un smartphone, trebuie să aibă grijă de setul cu cască să fie de înaltă calitate. Nu contează cât de nou este telefonul, pentru tine e mai important că este frumos. Fiind de naturală, poți fi angajat în lucrul cu aceștii, prin urmare o carte cu sfaturi practice în conformitate cu interesele tale va fi foarte utilă. Tot ce poate încălzi corpul și sufletul, toate acestea pot fi un cadou pentru o fată ca tine, balsam, blană, pulover de lună, lanternă japoneză, pijamale calde, elegante. Fiind o femeie practică, apreciez cadouri pentru casă, un set de lumânări parfumate, prosoape, halate de baie, ceasuri de perete, picturi, nu vei renunța la covorul confortabil. Principalul lucru este să-ți încălzească inima vulnerabilă. Acest este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.